Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la Deșteptarea României, emisiunea care ne pune la un loc. Știți, aici demersul nostru, început chiar în debutul acestui an, am încercat să stăm de vorbă despre problemele fundamentale ale României și despre soluțiile pe care le putem găsi împreună. Am vorbit despre transporturi, educație, discriminare, despre școala din România. În iunie ne-am întors la copilărie și vorbim despre cam ce înseamnă copilărie în România, dar tare mie că nu vorbim despre aspectele sale fericite. Și săptămâna trecută, când v-am întrebat dacă sunt fericiți copiii din România, ați avut semne de întrebare legate de chestiunea asta și o sumedenie de motive care să arate că dimpotrivă. Dar dacă ei nu sunt fericiți, pregătiți-vă pentru o emisiune mult mai grea astăzi. Știți că noi aici, la Deșteptarea României, stăm de vorbă în trei: public, presă și oameni de specialitate, oameni care sunt mult mai pricepuți decât noi în domeniile respective și, cum să zic, le urmăresc zi de zi, au soluție, au experiență. O să vorbim despre sărăcie. Dacă vă spun că sărăcia este o plagă în rândul copiilor din România, poate o să vi se pară că exagerez. Aș putea să înșir acum niște statistici, le-am la îndemână, aș putea să zic foarte multe lucruri pe baza studiilor pe care le tot auziți la știrile Europa FM. Dar de ce să vă zic statistici când pot să vă zic despre două întâmplări de săptămâna asta, da? Pe care le-ați auzit. Un primar este cercetat pentru că a violat o copilă de 12 ani la oaltă cu alți bărbați, un caz care a șocat România, în timp ce în alte părți de țară trei copile mor după ce sunt dezinfectate, scăpate de păduchi cu o substanță chimică, alte trei scapă așa la limită cu ajutorul doctorilor de aceeași situație. Și dacă o să căutați un numitor comun la cazurile astea, o să-l găsiți. Și acel numitor comun se numește sărăcie, izolare, apartenența la, cum să zic, la o zonă socială din care nu prea ai scăpare, da? Și de aici o să plece discuția noastră, în care o să vorbim despre copiii care merg seara la culcare fără să mănânce, 1 din 10, despre copiii care sunt în fiecare zi amenințați de sărăcie, 1 din 3, ca așa spun studiile, despre cei care sunt analfabeți funcțional, 1 din 2, ca așa spun studiile, și nu mai zic despre cei care părăsesc școala înainte de a o termina. Lângă mine, președintele executiv al organizației Salvați Copiii, este vorba de Gabriel Alexandrescu. Bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc de invitație. Mai adăugați dumneavoastră ceva lângă statisticile astea pe care le-am spus eu acum? Dacă, din experiența dumneavoastră de 31 de ani în care lucrați numai în zone de genul acesta, ce ați mai adăuga? Putem spune că, din păcate, copiii din România sunt cei mai săraci din Uniunea Europeană. Procentul este foarte mare, așa cum a spus și noastră, mai mult de unul din trei sunt în sărăcie sau în excluziune socială. Putem să spunem că avem foarte mulți analfabeți, că acești copii, din păcate, de multe ori au parte de părinți care nu au studii, deci nici părinții lor nu pot să-i susțină pentru dezvoltarea lor. Aș spune că avem un abandon școlar foarte mare, cel mai mare, și o neincludere în sistemul de învățământ la fel de mare, toate datorită sărăciei și faptului că, eu știu, până la urmă, viitorul unui copil și atingerea potențialului lui depinde de statutul socio-economic al familiei. Adică mi-ați răspuns de la început la întrebarea pe care am adresat-o astăzi. Păi, cam așa am văzut noi pe teren. Deci, dacă ești sărac, nu ai șanse. Dacă ești sărac, rămâi sărac. Ai cele mai mari șanse să ajungi un adult care, fără educație și fără competențe, să nu poți să-ți iei un job sigur și bine plătit,
și să continue acest cerc vicios al sărăciei și să-l transferi și asupra copiilor tăi, care și ei la rândul lor vor fi săraci și nu vor avea nu-și vor atinge potențialul. Asta, dumneavoastră ați văzut-o asta în 31 de ani, îmi dau seama, chiar la nivel de bunici, părinți, copii, exact, de acum. A treia generație, exact, în sărăcie. Exact, am văzut foarte multe familii care au continuat acest cerc vicios al sărăciei educaționale, pentru că de la educație pleacă multe, de la accesul la educație și posibilitatea unui copil de a fi în școală și de a-și termina ciclul școlar obligatoriu. Dar descrieți-ne un pic, adică atunci când ne gândim la sărăcie, haideți să facem o imagine, doamna, da, Alexandrescu, ce înseamnă de fapt sărăcie? Păi, am văzut, da, sărăcie pe care am văzut-o în multe, chiar în multe periferii ale orașelor importante. Sunt oameni care trăiesc în case din carton sau case făcute din materiale refolosite. Oameni, familii, una lângă alta, care, ai căror copii trăiesc într-un mediu care nu le oferă niciun model, nicio posibilitate de a visa, de a se juca. Copii fără jucării, copii care trăiesc sau familii care trăiesc nou într-o cameră, de exemplu. Copii, cum să spun, părinții au grijă de copii, sunt copii drăguți, sunt copii ca orice alt copil, doar că e o sărăcie lucie. Ei sesizează sărăcia asta? Păi, o sesizează pentru că sunt slab nutriți, n-au, știu că nu merg la școală, mulți dintre ei nu țin pasul cu ceilalți, își dau și ei seama când ies din comunitatea aia lor și se duc către școala din vecinătate, că e o diferență de la modul în care sunt îmbrăcați și igiena lor suferă și ceilalți copii atenționează, adică sigur că își dau seama. Vă miră în vreun fel întâmplările de săptămâna asta, adică despre cele trei fetițe care au murit săracele după ce au fost dezinfectate de chestiunea asta? Nu m-a mirat. A treia cauză de mortalitate infantilă și a copiilor până în 4 ani sunt accidentele casnice. Ce se întâmplă și cum se comportă părinții cu ei. Pentru că, așa cum vă spuneam, foarte mulți părinți nu sunt pregătiți, n-au educație, n-au informația necesară, își pun copiii în pericol. Și asta, știți că noi vorbim de familie acum, de copii, dar până la urmă, eu sunt într-o organizație care promovează drepturile copilului. Există o lege, există o convenție internațională pentru drepturile copilului, care spune foarte clar că atunci când familia este în imposibilitate de a asigura drepturile de bază ale copilului, statul trebuie să le asigure. Deci aceste cazuri se perpetuează și datorită faptului că statul nu intervine cu servicii adaptate, potrivite pentru acestor oameni, pentru acești oameni. O să adresez întrebările, dau numărul de telefon și întrebările. Să știți că emisiunea este și pe Facebook. Eu am un ochi și acolo și încerc să urmăresc mesajele voastre, dar l-am văzut și pe acela în care se vorbește despre numărul de copii, adică sunt mulți copii și vine și întrebarea câți copii ne permitem să avem în astfel de situații, poate ne adresăm ei. Așadar, ne vedeți și pe Facebook. Dar numărul de telefon la care înscrierile sunt deschise chiar de acum sună în felul următor: 0372069599. Îl repet și pentru cei mai puțin curajoși, pe care îi îndemn să ne sune din orice colț de țară și să ne povestească ce văd. 0372069599. Iată ce vă întrebăm noi. Ce șanse are un copil născut în sărăcie să reușească în România? Adică, domnule, să aibă, nu reușita aceea unde vă gândiți voi ca în filme că o să devină la un moment dat milionar, nu, domnule, reușita aceea decentă de a-i da o casă, o familie, un salariu stabil. Ce-l ajută cel mai tare pe un copil dintr-un astfel de mediu? Munca? Adică munca pe care ar putea să-și o construiască de mic, sau școala? Și uite, întrebarea asta care deja știu din mesajele voastre că a supărat pe unii, dar eu va trebui să pun această întrebare pentru că e dificilă și voi știți mai bine răspunsul. Cine e de vină pentru situația multor copii aflați
în această, cum să zic, în sărăcie extremă. Părinții care nu știu și nu pot să facă mai multe lucruri sau statul care nu funcționează de cele mai multe ori. Știu că o parte dintre voi sunt deja înscriși la 0372069599. Dialogăm în trei. O să vă rog să aveți răbdare. Știți că se așteaptă un pic mai mult și se intră pe linie mai greu, dar încercăm să avem acest tip de dialog. Alături de mine Gabriela Alexandrescu de la Salvați Copiii. Dacă sunteți de acord, doamnă, putem lua primele telefoane. Aș vrea să-l auzim întâi pe Alexandru. Puteți interveni în orice moment. Alexandru, salutare! Bună ziua! Sărut mâna, mă bucur că o aveți pe distinsa doamnă invitată. Eu însumi am avut doi copii în grijă până de curând, mici, clase primare și clasa 6-7. Au fost și în programul de la Salvați Copii și pot să vă dau din experiența mea, deci sunt copii monoparentali care... Stați o secundă, că nu toată lumea știe, Alexandru, ce înseamnă că i-ați avut în grijă, în plasament, cum înțelegem noi? Da, adică mama lor a stat cu mine și era foarte mult însă plecată la muncă și copiii fără tată și pot să spun ceea ce e cel mai important, Cătălin, din experiența mea, inclusiv cu autoritățile, cu instituțiile, înainte de a le acuza, trebuie să... Că și eu la început am avut așa tendința aceasta, dar mi-am dat seama, sunt absolut copleșite instituțiile. Pe lângă, nu spun, poate și nepăsarea unora, dar în mare parte sunt total copleșite. Atâta vreme cât avem sute de mii de copii lăsați în România în grija tot felor de rude mai apropiate sau mai îndepărtate, pentru că părinții sunt plecați în străinătate, aceste instituții pur și simplu nu au cum să facă față la un număr atât de mare, când ele ar trebui să se îngrijească strict de copii în mare sărăcie, exact situațiile pe care le-a prezentat distinsa invitată, admastră. Ei pur și simplu nu mai pot să acopere inclusiv pe cei lăsați în grijă la rude, unde nu e problema de sărăcie, ci pur și simplu de lipsa de pregătire a rudelor care ar trebui să ocupe de ei, fiindcă acești copii toți au o traumă automat prin lipsa părinților, de fiindcă ei se simt cumva totuși abandonați, chiar dacă sunt în contact cu părinții, le trimit părinții bani, jucării, ei tot resimt în dramatic lipsa lor emoțională. Iar eu, ca soluții, fiindcă vreau să încerc, am stat mult să mă gândesc ce s-ar putea face acum în contextul actual din România. În primul rând, să profităm de cei care încă sunt în școli, fiindcă, din păcate, deci abandonul e îngrozitor la acest nivel de școală. Cât mai sunt încă în școli, ar trebui urgent ministerul să introducă obligatoriu la toate școlile acestea care au mulți copii cu părinți plecați dincolo, mai ales în zona rurală, în școli cu copii mai slab pregătiți, să introducă automat obligatoriu un psiholog care să fie angajat permanent în acea școală și psihologi dedicați. Un psiholog? Care să facă un psiholog care să facă cu acești copii discuții. Pur și simplu copiii au nevoie să vorbească cu cineva care e pregătit, fiindcă mătușa sau unchiul sau bunicul său nu are această pregătire de a discuta cu el despre problemele sale emoționale. A rezolvat multe probleme, inclusiv ale copiilor, inclusiv a liniștii la ore, fiindcă astfel de copii sunt în permanență, devin sămânță de scandal în ore, fiindcă ei... Nu m-am gândit niciodată la asta. Trebuie au momente să... de revolte. Deci asta e prima măsură. A doua măsură, trebuie urgent statul, împreună cu asociații precum Salvați Copiii, care au experiență și cu psiholog, să facă pur și simplu filmulețe pe categorii de vârsta copiilor,
dar nu un psiholog care să vorbească în fața unei camere, ci pur și simplu simulețe cu situații simulate, cu actori, cu copii, cu situații de conflicte prin care se învețe pe părinți cum să reacționeze. Iar aceste videouri profităm acum de era digitală, că toți, chiar și cel mai sărac dintr-o... Mai are un telefon. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare, știți? Imediat și închei. Și aceste videouri să li se dea obligatoriu de la școală părinților să le urmărească, condiționat dacă vor să primească ajutorul acela social. Și ei se vor... De ce? Fiindcă mulți nu știu pur și simplu cum să reacționeze cu astfel de copii în astfel de situații și ar ajuta foarte mult. Și în ultimul rând aș vrea să spun că dacă europarlamentarii noștri ar avea mai multă minte și implicare, ar putea doar pe acest motiv al copiilor abandonați în România de către părinți plecați la muncă să ceară multe miliarde de la Comisia Europeană pentru ajutorul lor, măcar sau să impună chiar un moratoriu prin care să oblige toate primăriile acolo unde sunt părinții plecați la muncă, ca cel târziu în 3 luni de zile să ofere toate condițiile. Asta eu știu că funcționează, nu? Adică după campaniile de presă din 2007-2008, știu că statul a început să-și facă treaba și știe de copii. Hai că rog, părinți, o secundă. O secundă, vă rog, Alexandru. Da. Dânsul are dreptate pentru că a atins o zonă, cea a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, care au nevoie de susținere emoțională, în primul rând, dar nu numai de ea, pentru că sunt cam 20% din părinți care au plecat și-au cam întrerupt legătura cu copiii. Deci, într-un fel, sunt abandonați. Dar marea parte a părinților, desigur că are grijă, se văd, se aud, comunică, dar există o parte dintre acești copii și avem aproape 100.000 de copii aflați în situația asta, 40% dintre ei cu ambii părinți plecați sau cu singurul părinte plecat. Deci e o chestiune foarte sensibilă aici și ceea ce, de exemplu, Salvați Copiii face este să dezvolte aceste programe școală după școală, care se pot aplica foarte bine în cazurile copiilor vulnerabili, în cazurile copiilor săraci, dar și aici, pentru că le trebuie o susținere educațională, nutrițională și emoțională. Și, desigur, statul trebuie să-și armonizeze statistica. Dacă foarte bine. Dacă zicem statul, de exemplu, o primărie, poate face școală după școală cu copiii ăștia? Da. Și știți multe cazuri de primării care fac treaba asta? Sunt câteva, dar nu la nivelul necesar. Dacă ai o comunitate întreagă plecată, cum sunt sate pe care le știu eu, la Vaslui sau în alte părți din Moldova, unde sunt foarte mulți oameni plecați, poate să ia cineva și să spună, voi care sunteți, mai stați aici până la 4 seara, să ne facem temele. Aha. Sigur că și asta e o lipsă de idei sau e o lipsă de bani? Cred că e o lipsă de a înțelege. E o lipsă de a pune ca prioritate copilul. Pentru că primarii se gândesc la alte lucruri. Drumuri, iluminat, pământuri, alte proprietăți, nu neapărat la copii. Zic la cei care nu se gândesc, că sunt și niște primari care ajută. Dar primarii pot, sigur. Aș vrea să, scurt, doar să mai intervin cu ceva legat pur și simplu la întrebarea directă care ai pus-o. Ce șanse au acești copii în România în viață? Că eu, ăsta e motivul pentru care am și luat pe acești copii la mine, îngrijorat și conștient că altfel nu vor avea nicio șansă. Am încercat prin implicarea mea. Deci, dacă nu vor face măcar o școală profesională, să învețe măcar o profesie care să le și placă, să o facă bine, deci au zero șanse în România, zero șanse. Atunci mă rog pentru ei, poate tot statul sau nu știu prin ce sistem, măcar să învețe o limbă străină. Deci ca să poată munci mai bine afară, nu? Muncească afară mai bine. Știi de ce zic asta, Alexandru? Mulțumesc tare mult. Știi de ce zic asta? Este aici pe Facebook un domn Eugen Varga care scrie în felul următor. Adevărul este că la țară copiii sunt de mici învățați să muncească pe bani și când ai 15 ani și câștigi 100 de lei pe zi, nu cred că preferi să stai la ora de chimie sau algebră și să-ți deseneze pe tablă simboluri pe care oricum nu le înțelegi și oricum nu le folosești vreodată. Toți sunt la muncă și în special la construcții în afară, că sunt sănătoși și puternici.
E corectă? E corect genul ăsta de relatare? E o generalizare, da. Probabil că știe câteva cazuri, dar din ce am văzut noi, copiii din mediul rural sunt foarte conștiincioși și chiar merg la școală ca să ajungă și ei oameni mai mari, să ajungă la oraș, să-și depășească cumva condiția și să ajungă și ei să învețe la un liceu bun. Mi se pare că... Câți? Dar sunt și... Întotdeauna s-a muncit la țară, mai ales în perioada verii. Am văzut unul dintre rapoartele dumneavoastră, cred că 80% dintre copiii care trăiesc la țară ajută în gospodărie, ajută, nu? Da. Dar nu e ajutorul ăla, hai mamă, pune și tu, strânge lucrurile de pe aici. Sunt câțiva care tot așa din cauza sărăciei sunt obligați să muncească la alții sau să ajute alte, în alte gospodării sau... Da, astea sunt cazuri izolate, nu e, un fenomen general, dar există și e păcat, pentru că toți acești copii trebuie să ajutați să învețe și să-și trăiască copilăria. Nu cred că statul român sau noi toți n-avem bani sau fonduri să investim în copii. Nu cred că bunele exemple ale organizațiilor neguvernamentale de programe de educație și de prevenire a abandonului școlar nu se pot extinde. Nu cred. Nicoleta, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua și mulțumesc pentru această oportunitate de a intra în direct. Te ascultăm. Eu vorbesc din experiența omului care a trăit 13 ani în București și anul trecut, pe 15 mai, ne-am mutat într-un sat din județul Bacău, din dorința de a scăpa de pandemia aceasta și am plecat să locuim acolo 3 luni, în fine, am ajuns să locuim și acum, suntem tot acolo și în timp ne-am dat seama că sunt niște oameni, e o lume total diferită față de ce știm noi, ce suntem noi obișnuiți să vedem în orașe și unde copiii, pe lângă faptul că adică nu ajută în gospodărie, ei muncesc efectiv, îi văd pe vecinii mei. Se duc dimineața la grajd, mulg vacile, apoi le duc la deal, apoi se duc la câmp, apoi pleacă și la școală. Când se întorc din nou, merg la treabă. Muncesc foarte, foarte mult. Și din dorința aceasta de a le da, nu știu cum, un pic de curaj, așa să zic, un pic de putere, am organizat 1 iunie Ziua Copilului în sat. A fost primul eveniment de acest fel și au venit copii foarte, foarte bucuroși și foarte încântați de tot ce au găsit acolo și asta i-a făcut cumva, adică mi-am dorit să le aduc un pic bucurie, pe lângă să le pună stop muncii și tuturor grijilor pe care le au și să se joace și să se simtă din nou copii și importanți, că până la urmă asta se întâmplă. Ei nu mai sunt importanți. Ei sunt pe planul 2. Importante sunt muncile, gospodărie și... Ăsta e obiceiul în România de zeci și sute de ani. Copiii participă la treaba asta. Să spunem lucrul ăsta, dar ce se întâmplă cu ei mai departe? Adică pot să-și vadă și de școală? Ajung și la liceu? I-ai urmărit? Ce se întâmplă cu ei mai departe? Foarte puțin dintre ei merg și la liceu și am observat că dintre toți acești copii cu care am interacționat eu, sunt și copii foarte, foarte buni, adică sunt copii care au media 95 la liceu, în clasa 10-a, în condițiile în care fac naveta la Miercurea Ciuc să studieze la liceu și au niște minți excepționale, doar că nu are cine să le susțină, nu au părinții bani să investească în ei și au nevoie de sprijinul, nu știu dacă al oficialităților, că văd că întârzie să apară acest sprijin, dar măcar al companiilor care, nu știu, pot căuta talente și să le dezvolte și să le aducă, să le susțină până să devină să producă, nu cum să zic, să-și... Dar care e... ce face diferența? Adică, de ce nu mai ajung la liceu? Nu mai ajung pentru că nu pot părinții să plătească naveta? Nu pot să-i țină acolo? Sunt cheltuieli pe care părinții nu și le permit. Dar eu ce am încercat să le... Adică,
orice soluție, văd una dintre soluții, este să le dăm exemple copiilor. Ei trebuie să vadă cum au făcut alții, cum au ajuns unde sunt ei acum. Să le aducem oameni talentați, să le aducem oameni care își valorifică talentul și să învățăm că ei trebuie să-și urmeze talentul și ce le place să facă cel mai mult și să pună toată puterea în talentul lor și să-și urmeze visul. Bănuiesc că stai de vorbă și cu părinților. Ce își închipuie pentru viitorul copiilor lor? Care este visul pentru copiilor? Nu știu dacă ajung să gândească atât de departe. Ei se gândesc la totul e aproape și vor ca și copiilor majoritatea să, adică observ că locuiesc în aceeași casă cu părinții, se căsătoresc și tot cu părintele sau în curte, eventual își fac o anexă în care locuiesc. Pentru ei bucuria lor este să fie copilul aproape și nu o să plece departe de casă. Da. Mulțumesc. Cred că astfel de evenimente, cum a fost cel de 1 iunie, sunt necesare să expunem copiii de la sat unor experiențe pe care altfel nu au cum să le acceseze. Nu au cum să vadă un teatru, nu știu ce înseamnă o piesă de Lego, nu știu ce înseamnă programare pe calculator, jocuri cu... Adică au văzut la noi niște jucării care pur și simplu i-au uimit. Adică nu știau că există așa ceva. Copii la 8-9 ani nu s-au jucat niciodată cu asemenea jucării și măcar o experiență, ceva ce să-i motiveze și să-i mâne în luptă, să devină mai puternici. Da. Îți mulțumesc tare mult, Nicoleta. Există, doamnă, soluție pentru așa ceva? Uite ce descriere. Excelent. Deci o familie care rămâne acolo și e prinsă tot acolo. Există o soluție pentru îmbunătățirea vieților care să vină din afară? Există și școala și comunitatea locală ar avea un rol important, nu? Au un rol important în sensul în care și pentru ce pledăm noi, de exemplu, Salvați Copiii, ar fi pentru prelungirea duratei programului școlar. Adică? În sensul în care școala se înceapă la 9 până la 4-5. Uh-huh. După amiază, da? Exact. Așa. Să se ofere masă caldă tuturor copiilor, mai ales că avem copii puțini, natalitatea e scăzută, migrație multă, deci trebuie să avem grijă de copii, de fiecare copil. Să copiii să învețe mai relaxat în timpul acestor ore, adică să nu fie totul în goană, în câteva ore să înveți repede, să ai timp să înveți mai detașat, să combini ore de relaxare cu ore de învățat, să-ți faci temele pentru acasă. Adică, practic, trebuie să-i scoți din mediul lor. Trebuie să-i scoți din mediul lor și să le oferi educație de calitate și programe de timp liber. Ce spunea și doamna, păi și noi, ca Salvați Copiii, ducem pe copii peste tot. Au văzut mare, au văzut muntele, au văzut parcuri de aventură și au pus talentele în valoare. Trebuie să te ocupi complet de copil, pentru că fiecare copil e o valoare și fiecare copil va contribui mai târziu la o societate mult mai educată și mai bună. Deci trebuie alocate, din păcate, România, că vorbim de autorități, alocă cei mai puțini bani din Uniunea Europeană pentru educație. În ultimile date arătau un procent, nu că alocă, consumă, că poți să spui că aloc 5 și să consum 3. Deci consumă cam 3,1-3,2 și media Uniunii Europene e de două ori mai mare. Deci alocăm puțin bani, alocăm puțin bani pe costul per elev și de aceea educația gratuită costă părinții. Părinții trebuie să asigure foarte mulți bani. Banilor. Și atunci și acum în pandemie s-a văzut foarte clar ce sume mari trebuie să susțină părinții în sistemul educațional. Cristian, bine ai venit la Deșteptarea României. Ce șanse are un copil născut în sărăcie să meargă spre o zonă mai bună? Are șanse care țin foarte mult de indivizi și foarte puțin de noi, de ca societate. Adică dumneavoastră ați întrebat în România. Eu o să vă dau un exemplu personal, pentru că mi se pare relevant pentru discuție și de asta am și sunat în momentul în care am auzit tema.
Eu sunt medic de familie și foarte mult am lucrat la țară, deși stau în București. Am ajuns să lucrez printr-o conjunctură într-un sat, de fapt într-o comună mai mare de lângă București, atenție, vorbim de, cred că 18 km de la ieșirea din Ilfov, foarte aproape de Buftea, unde populația este predominant de etnie romă. Și, mă rog, m-a rugat o colegă să țin locul, pentru că și aici o foarte mare problemă și unul dintre punctele pe care vreau să le ating este o lipsă cronică de personal calificat în sănătate și educație în aceste medii. Eu m-am dus acolo și am găsit 7.000 de copii care nu făcuseră un vaccin. Nu făcuseră un vaccin. S-a întrerupt o secundă. Ai spus că nu făcuseră un vaccin, asta am bănuit. Nu făcuseră în viața lor un vaccin, da. Acele statistici care spun că în România sunt puțin copii vaccinați nu sunt legate de părinți antivacciniști, ci de lipsa personalului medical și implicat să facă acest proces de vaccinare. Și da, asta e altă discuție. Bun. Și am ajuns acolo, în acest mediu, unde trebuia să stau câteva luni până își găsește colega mea un medic și am rămas doi ani. Ce am văzut acolo, apropo de cultura și microclimatul acela care ține efectiv omul în sărăcie, ce să vă spun, copii care muncesc, deci asta am vorbit chestia asta, dar a fost o fetiță care avea 14 ani și care venea cu frații la cabinet și care era foarte inteligentă și foarte asertivă și, mă rog, era un copil care chiar eu, care am copii la rândul meu și care am fost pediatru toată viața mea de medic, mi-a dat atenția și am întrebat-o în septembrie, când a venit, cum e la liceu, pentru că îmi închipuiam, nici nu-mi trecuse până cap că nu o să meargă la liceu. Și a început să plângă și mi-a spus că n-a putut să meargă la liceu pentru că mama ei nu poate să o lase să meargă. Și am rugat-o să o cheme pe maică sa la cabină să stai puțin de vorbă. Și i-a spus femeii că ar fi foarte bine ca fetița să facă un liceu, că sunt locuri speciale pentru romi în licee bune din București. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă totuși pierzi vremea cu un liceu, să fie unul, din păcate, foarte multă de formă ca nivel de educație și mai bine stai acasă, nu știu ceva ca. Dar sunt locuri la colegii naționale în București și ar merita un efort. Și femeia s-a plâns că nu sunt bani de navetă și, mă rog, și haine și tot ce presupune mersul la un liceu în București. Și m-am oferit să susțin cu o sumă de bani acest efort al copilului. Hai că m-ai făcut curios. Și ce s-a întâmplat? Da. Ce s-a întâmplat? Au plâns și mama și fiica că vă mulțumim mult că o să... Ei, și după ceva vreme, iarăși am observat că nici nu mai vin la cabinet, nici mă șocolesc pe stradă, adică eu l-am mai văzut așa. Și într-un final m-am dus eu, știam unde locuiesc, o familie de calitate. Doamna lucra pe net de servici în București, în cartierul Floreasca, și domnul era în construcții. Acolo sunt romi denumiți romanizați, care nu mai vorbesc limba romani, nu se îmbracă ca ceilalți și care, în general, lucrează. Culmea, cei mai sărași romi ăștia sunt. Deci romii care muncesc sunt... și ne-au explicat că, de fapt, la ea a fost o scuză, ci faptul că nu are cine să stea cu cei trei frați mai mici acasă. Și, mă rog, am înțeles situația asta, este deja, era prea mult. Fetița o aveam pe Facebook pentru că ei mă adăugau, eu fiind mai tânăr și vorbind cu ei pe diverse teme din astea pe care nimeni nu le abordează în societatea lor, mă adăugau pe Facebook și am început să văd poze cu iubitul de vreo 19 ani, ea având 14, în fine, adică mersul normal și corect al lucrurilor la țară. Apropo de ce șanse are un copil să ajungă. Ce s-a ales? Adică, poveste... Ce s-a ales? Este măritată, copiii la 18 ani, 17 ani, cât o avea acum. Deci, mersul normal, am zis. Da, nu s-a întâmplat nimic. Eu am încercat să ajut și m-am lovit de un cerc vicios. Pentru că pe de-o parte, noi nu avem în România personal calificat să se ocupe de profesiile astea vocaționale, dintre care face parte și medicina. Nu avem la orașe. Adică, acolo, ce să vă spun, era un singur medic de familie la 7.000 de oameni, pe lângă faptul că nu pot avea un act medical corect, era vorba și de un medic, și mi-asum chestia asta, de profesionalizat complet, care, mă rog, nu mai contează. Chestia e că nici profesorii nu erau niște oameni care să... Pentru că, ok, poate nu toți poate să facă un liceu, dar are 8 clase plus grădinița, vorbim de
11-12 ani de școală, de sistem educațional, care a trebuit să învețe niște oameni. Cine niște te aștepți tu, Cristian, la cine te-ai așteptat tu să rupă acest cerc vicios? Cătălin, eu am fost acolo 2 ani. Și eu nu sunt niciun medic slab, nici sărac, nici nimic. M-am dus și am făcut-o. Întâmplarea a făcut, dar în România a fost un sistem înainte de 89, s-o spun ca medic de 37 de ani, nu ca medic de 50, în care medicii plecau 3 ani la țară. Adică se forța cumva un sistem să ajungă și pe acolo cineva. Mm-hmm. Care după aia, bineînțeles... Adică implicit mi-ai dat răspunsul. Aștepți niște lucruri pe care să le facă statul și pe care oamenii da. Să le înțeleagă. Da. Sistemul educațional... Îți mulțumesc mult, vreau să fac loc în emisiune și altor oameni, îți mulțumesc, elocventă relatarea asta. Bun, dați-mi o soluție aici, că doamna Alexandrescu, dumneavoastră de 30 de ani asta vedeți. E o comunitate, nu e nimeni să rezolve lucrurile, familiile la rândurile au mersul lor în viață, cine intervine aici? Eu pot să zic așa la modul general statul, dar la cine vă așteptați să intervină? La școală, la primar. Primarul ar avea un rol important și și-ar putea comunica și cu autoritățile județene pentru dezvoltarea unor programe țintite pentru acești copii. Educație, acces la medic de familie. Adică ce să facă primarul? Să-l ia de mână pe copilul ăsta despre care am vorbit, să-l ducă la școală, să bată la cap familia? Să mai aducă niște personal la școală. Să se lupte să aducă un medic acolo, să-i ofere niște condiții atractive. Adică, până la urmă, e comunitatea ta. Tu ești primar, tu ești cel care o gestionează și ar trebui să te gândești ce ai nevoie în afară de, lucrurile astea mari. Și de ce n-ar face un primar asta? Din sărăcie, din neputință? Cred că nu e o prioritate. Eu, să știți, vorbim cu câțiva primari, destui. Așa. Au alte lucruri, să asfalteze, să pună lumina, să facă canalizare, mă rog, dacă o fac, să vadă cu pământurile cine, cum le împart, exact. Deci mai puțin, deci am avut discuții cu primar pentru a organiza școală după școală la ei în sat, pentru că mi-am dat seama că sunt câteva familii care au dificultăți de în a-și ține copiii la școală și nu mulți, să știți că sunt foarte refractari la lucrul ăsta. Le-ați dat o problemă. Le-am dat o problemă și știți cum ies din ea, spună, nu, că merg la școală, doamnă, nu merg, avem grijă de ei pe urmă. Mai întâi îi acuză că nu se întâmplă și când vrei să faci ceva, nu, dar stați așa că, de fapt... Haideți să ne auzim cu Claudia. Salutare, Claudia, mulțumesc pentru răbdare. V-am explicat că la Deșteptarea României intrăm în dialog mai greu. Salutare! Bună ziua! Da. Eu consider că educația este singura posibilitate de a scăpa de sărăcie, dar e un cerc vicios, dacă părinții nu au avut parte de educație, cum își pot educa singuri copiii și cum le pot da exemplu personal. Și aici ar trebui să intervină statul prin autoritățile locale, prin, eu știu, politicile guvernamentale care sunt timide acolo unde sunt sau inexistente. Da. Mai inexistente. Eu am predat în mediul rural acum 20 de ani. Realitatea este dură. Chiar dacă sunt copii care își doresc să vină la școală, aveam copii care veneau la școală cu temele nefăcute și nu-i pot pedepsi când vin și spun, domnișoara, mi-a făcut tema astăzi, că a venit tata beat și n-am putut să fac tema. Singura variantă era să rămân cu ea, să-și facă temele și să o ajut și să primească din partea mea o încurajare și un gând bun. Nu s-o pedepsesc și eu, în plur. Abandonul școlar, cred că ar trebui pedepsit părintele, dacă se întâmplă. Uite, la asta nu se pare că nu răspundem decât la pedepse și la amenzi. Și atunci, haideți să gândim ceva în direcția asta. Păi, știți cum e, părintele ăla e sărac, alcoolic în cazul ăsta, adică are 1.000.000 de probleme, îl mai ajută o pedeapsă, adică... Și atunci primăria să fie amendată. A, ce interesant! Să vină cineva și să zică, domn primar, ia să vedem, doamne, câți copii de-ai matale n-au mers la liceu?
Și el o să zică, păi ce să ai, mersul la liceu e o opțiune individuală. Dar aici chiar ai spus un lucru foarte interesant, Claudia. Adică, da, primăriile ar putea fi silite. E obligația lor să asigure acolo unde părintele nu poate. Foarte interesant. Stai o țăr cu noi la telefon, te rog frumos, că avem de dat ceva publicitate. O să vă rog să rămâneți pe fir, știu că urmează și Bianca. Dăm publicitatea și ne întoarcem în studioul Deșteptării României alături de Gabriela Alexandrescu de la Salvați Copiii. Acolo Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Astăzi la Deșteptarea României v-am întrebat ce șanse are un copil născut în sărăcie în România să reușească în viață, dar nu acea reușită spectaculoasă de filme, ci reușita normalității. O casă, o familie, un salariu stabil, știu eu, o viață care să-i permită și un concediu și să dea educație mai departe copiilor săi. Și v-am întrebat dacă statul sau părinții sunt mai vinovați de situația unora din între ei și ce l-ajută cel mai tare astăzi în viață, munca sau școala? Ne-ați scris că unii dintre ei muncesc și au făcut această decizie, au luat această decizie de a munci 100 de lei pe zi, e o sumă importantă în România și oamenii își văd de viață. Emisiunea aici pe Facebook, am văzut aici pe cineva care întreba cum se numea medicul care a intrat, medicul pediatru mai devreme, Cristian se numește, iar noi eram la telefon cu Claudia, fostă profesoară la țară, cum se spune. Claudia, ai plecat, înțeleg, de la țară, nu? Adică acum... Am plecat acum 20 de ani din cauza sistemului, pentru că absolut orice doreai să faci trebuia să treacă prin inspectorate, printr-o serie de sisteme de pile, relații, cunoștințe și nu... Eram tânăr, abia terminat liceul pedagogic, școala normală, facultate. Nu ai nici răbdare și practic te vezi descurajat. Orice ai
intenționa să faci, stai cu căciula în mână și te umilești săptămâni, ciudat luni, aud, firma, să poți să faci ceva. Ciudat că aud discuția asta și astăzi. Adică dacă îmi spuneai că asta e o întâmplare de azi din România 2021, nu m-ar fi mirat cu nimic, pentru că am auzit-o în dezbaterile legate de educație. De copiii tăi care ți-au fost elevi, ei mai întâlnit în viață, poți să le măsori unora reușit? Adică știi ce s-a ales de ei? Satul în care am fost eu, mare parte dintre cei care veneau la școală erau de etnie romă și pe acea vreme ei veneau la școală să-și încarceze carnetul de cecuri de alocație, să învețe să scrie și să citească ca să poată să-și ia permis auto. Erau singurele lucruri care îi convingeau să ajungă la școală. Bun, da, să știi că, uite, așa funcționează viața, cu un premiu, da, și permisul auto era important. Dacă ar fi să numești tu o soluție pentru ruperea acestui cerc vicios, care ar fi? Este foarte complicat, pentru că la persoanele, la familiile cu o educație extrem de joasă sau inexistentă uneori, atunci ar trebui să intervină cumva statul și politicile care am înțeles că sunt sufocate, dar eu nu le prea văd. Avem atât de multe probleme cu minori sau minore care au devenit mame mult prea devreme. Eu am intrat în liceele din București cu programe educaționale și realitățile sunt, realitatea e crudă, e de înfioară. Am și eu copiii mei și am încercat să-i educ cât de mult am putut pe ei mei să nu ajungă vreodată într-o astfel de situație. Este extrem de complicat și avem atât de mult de lucru. Problema e că nu începem niciodată de nicăieri. Și tot așteptăm să vină cineva sau eventual începe un guvern, un program, vine altul și îl dărâmă. Și stabilește alte programe care nu ajung să aibă o finalitate. Are dreptate. Da. Are dreptate. Nu avem un tip de continuitate, dar mai în tot ce facem. Îți mulțumesc tare mult, Claudia. Rămânem pe această soluție, doamna Alexandrescu? Adică, uite ce spuneau și oamenii aici pe Facebook, domnule, amendarea primăriilor, obligarea lor să facă anumite lucruri? Da, cred că în primul rând politic trebuie să fie un program care să pună în centru copilul și cred că acum o să ne oblige Uniunea Europeană, pentru că luni sper că se va adopta garanția pentru copil la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că va obliga toate statele să asigure ieșirea din sărăcie și din inegalitate socială pentru copiii care sunt în categoriile astea vulnerabile. Adică România va trebui să gândească, din câte știu eu, până în martie 2022, un plan de acțiune pentru a asigura ieșirea din sărăcie a copiilor cu bugete care să se refere bugetele și la bugetul de stat și la bugetele care sunt primite de la Uniunea Europeană. Deci, într-un fel, vom fi obligați. Deci, guvernul din 2022, da. Da, planul acolo. Va trebui planul, să facă. Dar te obligă Uniunea Europeană. Pentru că vedeți? Altfel îți dă procedură de infringement și o să-ți mai dea niște amenzi, îți mai ia din bani. Probabil că asta se va întâmpla. Dar noi putem face imediat. Adică, Ministerul Educației, mă gândesc că poate să facă imediat o școală după școală peste tot unde copiii sunt în vulnerabilitate, că se știe. Adică sunt hărți. Sunt hărți, se știe fiecare școală câți copii au din zone sărace. Ar trebui acum, pe perioada verii, iulie-august, să se facă programe intensive, remediale și de timp liber pentru copii, hai să zic, nu pentru toți copiii, dar măcar pentru cei 600.000, 1.000.000 câți au fost afectați și mai tare în perioada pandemiei, că din păcate tot grupurile vulnerabile au fost. Ei suferă cel mai tare. Exact. Deci ar trebui iulie-august, cum au făcut și alte state și au alocat foarte mulți bani pentru educația asta remedială de recuperare. Așa trebuie să facem și noi. Haideți să o auzim pe Bianca. Salutare, Bianca.
Bună ziua! Păi acești copii din start, de când se nasc, sunt excluși de societate. Deci nu vor avea niciodată nicio șansă, pentru că ei nu sunt egali. Deci ei se nasc cu o inegalitate socială. Și asta începând de la grădiniță. Când te duci să-ți înscrii copilul, știm foarte clar care sunt practicile. Și atunci, dacă nu corespunzi financiar, ești exclus din start de către cadrul educațional care teoretic ar trebui să dea primii pași în viață, cum se spune. Uite că ai rezolvat dilema. Deci nu e o reavoință nici a statului, nici a părinților, dar noi ca societate în ansamblul ei, de fapt, spunem nu. Este vina statului pentru că au acceptat aceste practici, pentru că am și eu la rândul meu doi copii și de 30 de ani nu am văzut pe nimeni la Ministerul Învățământului și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale competent și care să fie în stare să ia o decizie nepolitică și în beneficiu copiilor. Pe mine mă costă de copil deschiderea unui an școlar 1000 de lei, incluzând caiete, deci strictul necesar, nu vorbim de haine. Nu vorbim de uniforma obligatorie pe care o impune fiecare școală. Păi acel părinte care nu are bani să cumpere culegeri la culegeri și manuale la manuale și rigle la rigle și tot felul, ca să nu mai zic de renovarea clasei și de tot pachetul care vine an de an, păi acel părinte nu are, din păcate, de ce să caute. Pentru că sistemul exclude. Aici este problema. Corect, pentru că observați. Dacă nu corespunzi, o să zică doamna, păi îmi trage clasa în jos, că el nu are de aia, el nu are de aia. Păi nu este așa, că și acel copil are dreptul la viață. Și acel copil, sau și acea mamă care și-a dorit un copil, faptul că este dintr-o sărăcie nedescrisă, are dreptul să fie mamă. Nimeni nu-i poate interzice acest lucru. Să-ți interzică dacă e sărac, nu ai voie să faci copii. Este exclus. Uitasem de expresia eu asta. Eu m-am lovit la rândul meu și am doi copii, un băiat și o fată, băiatul fiind mare. Și am impus chestia asta și m-am zbătut, nu judeca omul după haine. Și credeți-mă, este un bullying în școli, pregătește-te, ceva de nedescris. În două săptămâni iar discutăm și despre bullying. Exact. Stai liniștită, da. Deci suntem pregătiți. Am cheltuit la bani online, a trebuit să cumpăr imprimantă, că nu am avut, eu recunosc, imprimantă n-am avut. Fiecare are unitatea lui, asta este. Nu mă înscriu în altă zonă de... Dă-mi o soluție atunci. Dar au fost soluție? Păi soluție da. Să iasă domnii din acele birouri fantasmagorice și cei din primărie, că aici este o problemă, că domnii din primărie ies doar când sunt alegeri. Pentru că știu foarte bine care este situația. În zonele mici vorbesc. Că ei sunt săraci, asistați social, se duc să ceară la primărie ajutor. Făină, ulei, zahăr, cum se dă lună de lună. Să iasă, domne, și să bată la ușă, să ia copilul de mână și să-l ducă la școală și din bugetul ăla al primăriei colosal, unde zice că ți-a asfaltat o stradă, dar este noroi mai mare decât casa, că n-a asfaltat nimic, ce apare doar pe hârtii, să le cumpere rechizitele necesare. Să le cumpere caiete, rigle, gumă de șters, instrumente de scris, un ghiozdan. Dar ei nu fac mâncare. Mâncare, mulți vin pentru corn și lapte. Un lapte care, dacă ți-a căzut pe haină, nu poți să mai scoți pata aia. Ăla nici nu-i lapte în viziunea mea. Știți, deci credeți-mă că am băiatul în clasa 10-a, termin acum clasa 10-a. Deci am văzut ani de zile și vorbim și de grădinițe care îi aduceau doar pentru mâncare. Pentru că nu aveau, dar ei erau excluși din start, pus într-un colț. Asta e. Marea și problemă a acestui sistem... Bianca, îți mulțumesc. Te rog, termină-ți fraza, pentru că opinia ta contează. An de an, un gust amar, dar asta este. Îți mulțumesc tare mult. Știți ce facem cu acest tip de sistem? De fapt, noi pregătim brațe de muncă, oameni care o să muncească cu spatele, de multe ori în străinătate, de multe ori în România, pe sume mai mari sau mai mici. Nu bănuiesc că ăsta e rezultatul acestui sistem de lucru. Adică avem o mașinărie infernală care produce brațe de muncă. Și descurajăm pe copii să mai vină la școală cu drag și să învețe.
Pentru că, în primul rând, datorită faptului că nu îi hrănim cum trebuie, nici nu pot să învețe, nu se pot concentra. Așa cum spunea și doamna, bullying-ul se îndreaptă și către cei săraci, cei care nu au anumite adică nu sunt haine, bine. Nu sunt poate... îmbrăcați bine. Da. De firmă, nu bine. De firmă, că asta e ideea. Sunt jigniți tot timpul și umiliți și până la urmă copilul de nefericit ce e și pur și simplu renunță să mai meargă la școală. Cornelia, salutare, bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua! Cum rupem cercul ăsta vicios despre care am tot vorbit? Păi, probabil eu dau vina tot pe școală. Adică școala ar trebui să scoată elevul nu de nota 5. Și nota 5 cred că îl scoate cu o mică implicare. Școala ar trebui să-l ducă mai sus. Sunt alte țări care copiii termină la ora 5, mâncați, cu temele făcute, au mult mai multe șanse. Nu s-a vorbit deloc de discriminare în perioada pandemiei, când ei n-au avut nici internet, nici posibilitate, nici tabletă și ajung să dea același examen. Deci copilul trebuie luat de la școală la ora 5, să fie mâncat, să fie cu temele făcute și în același timp meditațiile să se plece de la nota 8 la nota 10. Asta... Plus alocația, n-ar trebui alocația la sub 2 ani dată 300 de lei, că până la urmă Pampers și nu sunt lucrul cel mai scump în viață și nu atunci trebuie să investim în copii, trebuie investit ulterior. Eu am observat acest reflex, să zic așa. Am observat acest reflex al politicianului român care gândește această chestiune doar în termeni de bani. Adică bătălia care se poartă este atât de simplă și simplistă încât pe mine mă îngrozește. Hai să le dăm 300 în loc de 240. Ba, vreți să le dați, ba, nu vreți să le dați. Mi se pare de-a dreptul jignitor când nevoile sunt de cu totul altă natură. Sigur, e nevoie de bani într-o familie. Dar să judeci numai din maniera asta, adică să-ți duci publicul a spune, bă, noi îți dăm bani, ăilalți nu-ți dau. E o chestiune realmente dar alocația este mai mare acum la sub 2 ani, ceea ce nu înțeleg, adică trebuie ulterior. Da. Bun, acum ce propui tu e mai greu de făcut în școlile din orașe unde se învață în două schimburi, dar cred că aproape în toată zona rurală din România, cred că nu mă înșel, domnul Alexandrescu, nu? Asta, programul ăsta de după școală se poate face cu ușurință, nu? Da, da, da. Există în România cam o treime din școli cu spații excedentare și o treime cu spațiu care nu e de ajuns. Și aici e o problemă, apropo de clasele supraaglomerate și... Dar se poate face. În două treimi dintre școli poți să faci acest program ușor și să faci programul, să faci un plan și pentru restul, să poți extinde programul de școală până la ora 5, îl asortezi cu timpul de lucru al părinților, poți să faci mai multe cu copii, egalizezi șansele între copii, rezolvi nemâncatul, rezolvi foamea, rezolvi lipsa cunoștințelor, îi împrietenești pe copii, faci activități mult mai diverse și mai adaptate nevoilor de socializare, de respect, de a se, de a se înțelege mai bine unii pe alții și a Cornelia, lucra împreună. Cornelia, voi să adaugi ceva? Cred că am pierdut-o. Plus consider cornul și laptele nu-și are succesul în toate zonele. Sunt convinsă că mulți părinți și copii ar renunța foarte ușor și s-ar duce poate banii unde este nevoie. Să poate zic. O masă caldă, ne gândeam noi. Ar trebui o masă consistentă, bună, hrănitoare, nu laptele și cornul. Da, e o diferență și inegalitatea asta. Statul a ales, dintr-un motiv greșit, să trateze inegal. Adică el dă corn și lapte și în mijlocul Bucureștiului, unde în școlile mari și cu părinți bogați nu se consumă. Da, se aruncă, știți ceva, sau joacă fotbal cu cornul și laptele. Și în alte părți din România, nu foarte departe, ăla e mijlocul cu care îi aduci la școală. Îți mulțumesc tare mult, Cornelia, și pentru această concluzie. Gabriela Alexandrescu, suntem la final. Eu plec de aici cu două idei și acum dumneavoastră, sau cu două soluții, dumneavoastră mi le puteți confirma sau infirma. Una este că povara trebuie să se mute de la părinți către autoritatea locală, care să devină responsabilă, chiar atrage copilul de mână și a luat, domnule, îl ducem noi la liceu,
Noi ne ocupăm de chestii. Noi tot ce trebuie. Îi dăm noi tot ce trebuie. Și al doilea lucru este legat de acest program care iarăși se poate face școala după școală. Exact, care se poate extinde în toate zonele în care avem copii vulnerabili și copii care nu pot să se descurce singuri și nici nu au acasă familia, părinții care pot să-l sprijine. Că noi știm cu toții, ca să poți să-ți faci, eu știu, temele școlare, ai nevoie de părinți. Sau acum, cum este la modă și sper să nu se mai extindă atât de mult, un meditator, să mai plătești bani în plus. Deci sunt copii care nu-și pot permite așa ceva și plus că mulți au și părinții care au fost forțați să migreze după un loc de muncă cinstit în alte state și i-au lăsat fără o protecție adecvată aici și o îndrumare, poate, pe mulți dintre ei. Deci școala și aceste servicii dezvoltate în școală ar ajuta mult, ar diminua inegalitățile și inechitățile dintre copii și discriminarea unor copii pe motive socioeconomice. Nu sunt de specialitate, nu-mi dau seama. E greu de făcut așa nu ceva? Nu e greu. Noi avem, de exemplu, Salvați Copii are astfel de programe în 22 de județe. Pur și simplu, la nivelul școlii, extinzi, după ce se termină programul normal de școală, organizezi masa copiilor și apoi după aceea strângi frumos și te... Și cine plătește pentru lucrurile astea, doamna Alexandra? Asta plătim noi, Salvați Copiii, din donații și sponsorizări. Dar acum sunt bani europeni, foarte mulți, care pot fi orientați către astfel de programe. Sunt banii noștri, taxele, adică... și banii din bugetul nostru, care românesc, din România, care pot fi folosiți. Deci, din ambele surse, poți să extinzi gradual, în pași, deci nu trebuie de mâine toate școlile, dar gradual, acolo unde ai școli vulnerabile, introduci în primul val și tot așa. Mai ales că acum există și expertiză, după cum îmi spuneți. Există expertiză. Adică bănuiesc că și organizația dumneavoastră și altele fac exact, lucrul ăsta. Exact, de ani de zile. Și oamenii vă pot apela. Apropo, site-ul Salvați Copii este salvatscopii.ro. Da. Puteți intra acolo, că să știți că orice ban este de ajutor. Mulțumim. Da, păi ar trebui spus și asta pentru fiecare organizație. Da, totul facem din banii de la persoane fizice, din donațiile oamenilor sau de la companii. Sigur că aplicăm și la fondurile europene, dar acelea sunt foarte greu de pus în practică și sunt foarte birocratice toate raportările, foarte greoaie, dar asta e, acolo sau donațiile oamenilor, care ajută foarte mult. Vă mulțumesc tare mult, Gabriela Alexandrescu. Și eu vă mulțumesc. Președinte executiv al Salvați Copii România. Domnilor primari, că știu că ne ascultați mulți primari, ideea o aveți în față. Copilul sus pe prioritatea 1. Și acolo unde familia nu mai poate sau nu mai are nicio șansă, e rolul dumneavoastră, că altcineva nu are cine. Vă mulțumesc încă o dată. Ne vedem săptămâna viitoare la Deșteptarea României. Tot despre copilărie vom vorbi. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. We'll be right back.